partea de identificare și pe partea de detectare timpurie, ANM-ul știu că are un proiect european care va îmbunătăți rețeaua de radare meteo și va putea să identifice fenomene care până acum nu puteau să le identifice, de exemplu riscul de fulger, de exemplu, care e foarte important în anumite zone unde vom putea emite anumite mesaje. Iar pe parte, și mai sunt și altele pentru inundații, deci detectare timpurie a creșterii nivelului apelor. Deci sunt sisteme care pot fi implementate și aici sunt diferite autorități care răspund de aceste sisteme. După care venim la partea de emitere al mesajului. Până acum noi emitem mesajul pe două căi, separate între ele. Toate mesajele pleacă pe aplicația Departamentului pentru Situații de Urgență, care se descarcă de pe Apple Store sau de pe Google Play. Dar mesajele de tip cod roșu și cele de cod portocaliu cu risc major se emit și prin RoAlert, unde normal că acolo deja însemnătatea mesajului este mult mai mare și ajunge pe toate telefoanele și într-un fel te forțează să te uiți la telefon prin sunetul care îl emite. Normal că și acest sistem poate să fie îmbunătățit. Poate să fie îmbunătățit prin conectarea și a sistemelor de detectare și alertare prin satelit pentru anumite situații. Poate fi îmbunătățit să transmită mesajele și pe alte mecanisme. De exemplu, în Statele Unite, când pleacă mesajul de alertă identic cu RoAlert, el pleacă automat și pe ecranele televiziunilor din zona respectivă, nu numai pe telefoane. Deci dacă ești acasă, sună ecranul dacă televizorul e deschis și acasă și îți arată un mesaj care vine de la autoritățile de urgență. Se poate să te înscrii prealabil să primești mesajele prin SMS sau prin e-mail paralel cu mesajele care îți vin pe terminalul telefonic, mesajele care le știm și noi până acum. Diversificarea nivelului de sunet care se dă după nivelul de gravitate a cazului, a sistemului RoAlert, toate astea pot fi îmbunătățite. Și pe canalele de radio, nu? Și pe canalele de radio, exact. Ales că umblim mult cu mașina. Exact, și pe canalele de radio să se transmită cum se transmită pe televiziune, pe zona respectivă. Așa că există premise de îmbunătățire și de dezvoltare. Noi aveam discutat acest lucru și cu colegii de la STS pentru a face un proiect în acest sens și sper că acest lucru vom reuși să-l facem în următoarea perioadă. Mulțumim!